câteodată e prea mult. Te simți prea plin pe dinăuntru. Prea multe emoții, prea multă energie. Nu mai încape nimic altceva. Nu poți decât să te închizi în tine ca să nu intre nimic din afară. Așa s-a întâmplat și în ziua în care am plecat. Mi-am pregătit rucsacul și împreună cu sora mea am plecat pe ușa din dos. Era o ruină locuința noastră. Cădea tencuiala de pe pereți, trebuia tot timpul să-ți scuturi părul de mălos. Seara zăpada trecea prin pereți, atât de frig era. Puteai la fel de bine să dormi afară pe o bancă sau la azilul de noapte sau seara sub un pod. Mi-am cumpărat un pachet de țigări. M-am apucat de fumat. Da. Venise timpul să mă apuc de fumat. Când umbli toată ziua pe drumuri, ai nevoie de un moment de destindere. O ceașcă de cafea. O țigară. Iar seara un pahar cu bere. Astea sunt lucrurile care contau. Și câte o femeie. Nu una cu care să locuiești. O femeie așa, din când în când. Nu ne trebuia nicio familie. N-am cam prea fost fericiți în familie. Sora mea și cu mine.